Nina, Marius. Bună, Marius. Hai să începem misiunea. Ai spus niște întrebări, am înțeles. Da, da. Hai am întrebări vis-a-vis de meditație. Da. Să înțelegem ce este meditația până la urmă. Pentru că tot timpul ne-ai spus că nu este ok să facem meditație. Da. Însă mi se pare că ne dai niște metode de meditație. Da, metodele acelea sunt pentru a crește capacitatea de a vedea la distanță, a vedea în timp și chiar a călători în timp, dar le-am dat ca o joacă. Adică nu trebuie neapărat făcute, ci atunci când ai un timp liber, poți să te joci. Așa, spre exemplu, mergi cu tramvaiul, închizi ochii, ai soarele în față, închizi ochii, îți apare în centrul frunții o bulină violet și încerci să o păstrezi cât mai mult timp, cu ochii închiși. După care da. Ea se mărește, intri în ea și te duci dincolo și vezi ce se întâmplă. Dar asta doar ca o joacă a fost, nu ca să... pentru cei care sunt însetați de a obține puteri. Pentru că condiția esențială ca să... aceste capacități, calități sau nu știu cum să le spun, vor veni cu siguranță, însă vin numai la omul care este desprins, detașat, smerit, împuținat, numai acela poate să primească aceste daruri și aceste taine. De ce? Pentru că numai el poate să le aprecieze adevărata lor valoare și să nu le folosească în sens negativ. Numai acela. Aceste calități să le primească. Deci nu a primi puteri și a exersa asemenea exerciții să le atingem este important, ci să folosim situațiile de viață ca să cedăm, ca să ne ducă în fundal și dacă lucrul acesta devine felul nostru de a fi și comportamentul de zi cu zi, personalitatea noastră, atunci putem spera să vină odată cu această stare de smerenie și calități pe care înainte nu știam că le avem. Da. Să știi că, spre exemplu, calități din astea a vedea în trecut și în viitor sau a vedea la distanță, în mod normal nu poate să le aibă cineva care se supără, care judecă, pentru că i-ar face rău, știi? Ca să poți să le ai, trebuie să fii detașat de lucrurile lumii ca să nu te afecteze, să nu iei lucrurile personal, să nu te deranjeze aceste lucruri, pentru că poți să afli lucruri care te pot deranja foarte mult. Spre exemplu, Ilie Cioară a folosit metodele astea de decorporalizare fiind în închisoare și s-a dus acasă, că era căsătorit, s-a dus acasă și la soția lui și a văzut ce făcea soția lui. Da. Deci lucrurile astea pe un om obișnuit îl poate înfuria foarte mult. Deci trebuie, ele vin numai la cel care este desprins. Da, poate să aibă foarte multe, să primească foarte multe. Chiar, spre exemplu, clar audiție, să audă gândurile oamenilor. Înțelegi? Să da. Privească în trecut sau în viitor, să urce pe conul temporal. Dar ele nu trebuie făcute scop. Asta este important. Că dacă sunt făcute scop, atunci ele ne cresc orgoliu, ne atașează mai mult de materie, ne credem special deosebiți aleși și asta este diabolizare. Și imediat vin forțele cerului să ne constrângă sau vin forțele întunericului să ne captureze, să ne prindă. Pentru că acolo unde este mânie, furie, ură, supărare, acolo sunt și ființele întunericului. Da.
Asta a fost sensul. Deci noi trebuie să fugim de aceste capacități. Ele, dacă vin, să nu le înseamnă sau să nu le perfecționezi. Vin, le constați, te ia. Eu întotdeauna, spre exemplu, n-am știut niciodată prin ce experiențe deosebite am trecut decât după 1989. Nici nu mă gândeam la ele, nu, că n-aveam comparație. Fără comparație nu știam ce trăiam. Chiar dacă am fost pe o altă planetă unde erau niște extraterestre, eu până seara am uitat. Și mă înseamnă că nu le-ai luat în serios, sau? Da, și nu m-au afectat, adică nu mi-a crescut orgoliu, nu m-am făcut mai grozav decât eram înainte, nu. Deci asta este important. Aceste capacități, să știi că nu vin decât la cei care sunt umili. Iar dacă totuși oamenii se străduie să obțină, să le obțină, vor muri. Adică la anumit nivel vor fi opriți. Da. Exemplu, Juna. Deci și alții. Nu detaliez aici. Deci trebuie să fii dezinteresat de ele. Ele vin sau pleacă, chiar dacă ai experiențe din acestea de a călători în timp, în trecut sau în viitor, și vezi lucruri fantastice și deosebite, tu să fii dezinteresat de ele. Eu le-am povestit nu pentru altceva decât să arăt că există aceste puteri în noi deosebite, să pot să povestesc despre lumea de dincolo care este organizarea ei și să dau speranță oamenilor că există o viață după această viață și că nu se termină și că nu e niciun fel de supărare. Pe de altă parte, să trăiască intens viața de aici, să se bucure de a se înțeleagă rostul și să nu cadă pradă atracției ei ca fluturile pe lampă. Că nu am venit aici pentru această lume, ci ca să o depășim. Da. Înțeles. Și atunci, hai să vorbim despre meditația. Care este problema cu meditația? Pentru că ne-ai spus... sau te referi la faptul că nu este bine să faci meditație pentru a obține ceva? Pe imediat acolo este un eu care inițiază meditația. Este un eu și automat consecințele sunt, crește orgoliu fără să-ți dai seama și omul se crede deosebit și începe să se vadă diferit de ceilalți. Se ridică pe sine, îi coboară pe ceilalți și asta înseamnă diabolizare. Apoi atrage, stai puțin, apoi atrage neplăceri din față, necazuri din față și nu știe de unde vin. Că automat, cum i-a crescut orgoliu, cum a trebuit să fie adus înapoi de forțele ceului. Deci el își face o viață nenorocită degeaba, fără rost. Am înțeles. Dar hai să te întreb acum, pentru că și în jurul meu să fac meditații, prieteni care meditează, în fine. De exemplu, este considerată meditație contemplarea unui pom sau floare? Nu e nicio meditație, contemplarea. Nu este meditație? Nu, meditația este momentul în care oamenii sunt ori conduși, ori singuri, urmăresc o linie temporală, știi? Și încearcă să privească, dar ceea ce le vine în minte se întâmplă numai exclusiv în mintea lor. Deci nu au acces, pentru că nu poate să aibă acces, trebuie să se înțeleagă la lumea de dincolo decât cel care este smerit. Deci nu meditația trebuie să facă, nimeni să nu facă această meditație, că își atrage rău în viață, lor și copiilor lor. Deci este foarte periculos. Pe exemplu, există restricție și în interiorul bisericii, la ghicit sau la zodii sau la chestii în acestea, intervenții în soarta cuiva și mai departe și omul care face chestia asta va muri. Deci să înțeleagă că va muri. De ce? Pentru că noi contactul cu lumea de dincolo se face numai din poziția de liniște, pace, desprindere și smerenie. Deci noi smerenia trebuie să obținem, nu să medităm, că n-ai ce să vezi, să cunoști. Dacă ești un om smerit, atunci vei fi luat dus, că vei călători încolo-colo, unde hotărăsc ei și unde consideri că ai nevoie, ca să poată să te desăvârșească. Da. Deci nu e de căutat, nu este un scop.
În momentul în care ai făcut scop, ego-ul face scop și atunci el vrea să se deosebească de ceilalți, să se grozăvească și omul acela este deja diabolizat. O să observ la el mândrie. Mândrie, trufie, agresivitate interioară. Nu mai poți să vorbești cu el. Este, devine un neom. Adică își pierde omenia, își pierde dragostea, îngăduința, înțelegerea, bunătatea, blândețea și le pierde. Se irită foarte ușor, el zice că are dreptate și astea sunt caracteristici ale căderii în iad. Deci ai lângă tine o ființă care nu mai este o ființă umană. Bun, și atunci starea asta în care contemplă o floare, ascultă muzică relaxantă, ce stare? Cum se definește starea asta? Sau în care efectiv vii și stai contempli, am înțeles, contempli, admiri, ascultă o melodie. De exemplu, foarte mulți care fac chestia asta, ei consideră că este o meditație, adică o liniștire a minții. Este ok sau nu? Păi nu este ok, pentru că mintea se liniștește numai prin slujire, prin sacrificiu de sine, prin dăruire, prin supunere. Unde e supunerea aici? Că nu e supunere. Deci trebuie să se confrunte cu situațiile critice de viață și acolo se determină poziția pe care o va avea lumea de dincolo. Nu înseamnă nimic chestia asta. Este o liniștire mentală, dar nu angrenează depășirea mentalului, a credințelor sale, a limitărilor sale. Nu își distruge ego-ul. Deci dacă nu își distruge ego-ul, el nu a făcut nimic, nu a depășit nimic. Da. Am înțeles. Deci, indiferent ce faci, până la urmă tot trebuie să lupți să-ți distruge ego-ul. Pentru că mulți consideră că prin starea asta devine. Să zicem că luptă și să-și distrugă ego-ul prin supunere și ce au de făcut. Dar nu mai face meditație atunci. Că nu mai atunci poate nu făcut. Are nevoie de meditație. Nu are nevoie, că în momentul în care tu te supui celuilalt, pierzi gândurile. Nu te mai preocupi de tine. Și ăsta este scopul, să pierzi eul. Da. Adică aceste metode pe care le folosesc mai mulți sunt ca să-și întărească ego-ul. Că el în momentul în care ascultă o muzică plăcută și o ascultă pentru ego, că sufletul nu are nevoie să ascultă muzică plăcută. Sufletul nu are nevoie să admire nimica, pentru că el este admirația toată. El se bucură de orice, se bucură de noroi, de mizerie, de murdărie, de omul agresiv pe el, nu deranjează nimic. Deci acela este nivelul care trebuie să fie atins. Același lucru vreau să spun că este făcut și de cei care se roagă. Deci sunt pe aceeași poziție. Dogmaticul New Age este pe aceeași poziție cu dogmaticul religios. Adică devine intransigent, devine rău, nu te mai înțelegi cu el, e agresiv, răspunde, reacționează pe loc, ripostează și luptă cu tine, parcă ai fi adversarul lui. Da, parcă și vrea să te omoare. Riposta asta înseamnă reacția, reactivitatea, când începe să te contreze, dar dacă, sau dar uite că asta este situația. Când începe să te corecteze, atunci el, nu numai că a devenit o ființă neumană, dar el vrea să te ucidă. Și cine vrea să te ucidă? Numai diavolul. Deci el s-a diabolizat instantaneu. Dacă cineva are capacitatea să-i vadă câmpurile, câmpurile sunt roșiatice. El ia o poziție de luptă. Dacă l-ai în fața ta, se înclină în față, știi? Se își congestionează fața, se roșește, crește verbalizarea, știi? Încearcă să te doboare, să te zdruncine, să te dea jos, să te anihileze, să te anuleze. Și omul acela, unde este iubirea acolo? Da. Deci iubirea se obține și starea aceasta de uniune cu Divinul se obține numai prin slujire, supunere. Exact ceea ce nu-ți place ție, acela este Divinul. Acela e Iisus, acela e Dumnezeu. Acela e iubirea. Îți dai seama, omul nu-l vrea pe Dumnezeu, pentru că în momentul în care el luptă cu aproapele lui, el luptă cu Divinul. Deci nu știe chestia asta, nu-i se spune. Deci el deja a devenit o ființă întunecată. Lupta este caracteristica diavolului. Sufletul nu luptă.
Nu luptă, nu vede nimica greșit, nu vede nimica rău, nu se apără. Îi lasă pe toți așa cum sunt. Deci noi din poziția noastră, dacă înțelegem aceste lucruri, doar îi lăsăm, vor meditație, nicio problemă. Să mediteze cât vor ei, dar nu vor ajunge niciunde. Și Ilie Cioară, nu? A trecut prin meditație 20 de ani. A trecut prin metodele pe care le folosea ca să se ducă în lumea dincolo și la ce a folosit. Și ce dacă? N-a ajuns să se îmblânzească pe el însuși. Nu s-a îmblânzit. Și după care a încercat cu rugăciunea, nu știu câți ani, 4 ani cu rugăciune, mers la biserică, practicat ritual și mai departe. Și la ce a folosit? La nimic. În momentul în care doamna dactilograf a greșit o literă acolo și a pus un ă în loc de ă, a sărit în sus și s-a înfuriat de nu s-a mai putut. Furia aceea ce înseamnă? Înseamnă neadecvare, înseamnă despărțire de divinitate, despărțire de iubire, neiubire. Da. Deci toate metodele acestea sunt extrem de periculoase. Ele sunt promovate ca să-l ducă pe om într-o zonă accesorie în care el să nu-și asume schimbarea vieții lui. Adică el înclină să facă exerciții și tot felul de meditații, dar nu vrea să se supună. Nu vrea să dăruiască, nu vrea să slujească pe ceal. Pentru că, foarte simplu, slujirea l-ar fi unit cu Divinul, pentru că este exact ceea ce Iisus a făcut. Sau ceea ce Dumnezeu face pentru noi. El ne slujește zi și noapte și nu doarme niciodată ca noi să trăim. Deci El sacrifică complet, total, ca noi să trăim. Dă totul. La fel, tot ceea ce există în jurul nostru face același lucru. Aerul se sacrifică pe el, apa se sacrifică, soarele se sacrifică, pământul se sacrifică, plantele, tot ceea ce există, nu știe ce să facă ca nouă să ne fie bine. Deci acolo este divin, în starea aceasta de sacrificiu de sine. Nu e meditație. Meditații și rugăciunile doar îl îndepărtează pe om pe Dumnezeu, pentru că îl pun la distanță, îl fac o țintă la distanță de neatins. E ca și când nu ai vrea niciodată să-L atingi pe Dumnezeu. Nu vor. Pentru că în loc să mediteze, mai bine s-ar duce și ar face un bine cuiva. Uh-huh. Nu? S-ar duce să da. Se ofere ca vor. Să strângă un aie de pe stradă. Ca rau. Da. Da. Deci, starea asta de meditație, de fapt, e consideră ca prin meditație. Da? Atingi starea lui Dumnezeu, adică de liniște. Întotdeauna întâlnirea cu Divinul se face prin orice mijloc prin care omul își distruge comoditatea, stabilitatea, siguranța vieții, bunăstarea și savoarea. Deci omul, dacă nu își distruge bunăstarea lui, el nu poate să intre în contact cu Divinul, pentru că Divinul înseamnă nicio bunăstare. Înseamnă nicio comoditate, niciun bine pentru tine. Divin înseamnă nu binele tău, binele celuilalt. Deci dacă omul nu pune ca întâietate binele celuilalt, deci când omul face rugăciune sau meditații, el se roagă pentru el, adică pentru ego. Și își mărește ego-ul. În condițiile în care a te uni cu Divinul înseamnă a face totul pentru celălalt, nu pentru tine. Deci asta înseamnă nicio meditație, nicio rugăciune. În timpul acela te duci și faci ceva pentru ceilalți, te oferi și îi slujești. Și aia este cea mai înălțătoare stare de uniune cu Divinul. Este foarte simplă, e banală, e la îndemână pentru oricine și nu cere efort. Întotdeauna tot ceea ce nu cere efort este adevărul. Ceea ce nu cere efort. Lupta, pentru că întotdeauna când se inițiază meditația sau rugăciunea, este inițiată cu un ego. Și se caută un scop, un țel. Acolo unde este un scop și un țel este ego. Este orgoliu. Deci, se termină lucrurile în orgoliu, adică crește orgoliu, crește importanța de sine. Și aia trebuie să fie distrusă. Deci orice mijloc prin care omul își distruge importanța de sine, aceea este de fapt adevărata uniune cu Dumnezeu. E simplu. Da. Da, da, dar că mine m-a dus puțin în eroare. Păi uite-te tu în jură. Imaginația mărului, știi, că îl consideram, dar totuși asta nu este totuși o ca și meditația, să-ți imaginezi ceva, pentru că și prin
sunt exerciții de meditație prin care trebuie să-ți imaginezi, nu știu, un câmp de flori și așa mai departe. Le-am dat doar pentru cei care vor să facă niște exerciții în timpul liber, dar trebuie să se înțeleagă că, și am spus chestia asta în binarul atunci, că numai smerenia este cea care îl duce în contact cu Divinul. Acestea doar îl pregătesc pentru marea întâlnire, care este așa de banală și așa de simplă. Da. În momentul în care ai luat plasa unui om bătrân și l-a ajutat să treacă strada, tu ai intrat în Divin, automat. Da. Ce greu e asta? Ce... Nu știu. Da. Dar uite-te în jurul tău, spre exemplu. Vezi oameni care fac meditație. Uite-te la ei. Ripostează. Te contrează, nu? Sunt agresivi. Unde este liniștea sufletului? Nu au obținut nicio liniște. Au obținut pe moment o impresie că sunt liniștiți, dar pentru că ei n-au depășit mintea, că mintea nu se depășește decât în momentul în care alegi greul. Când alegi greul, se pierde ego-ul. Atunci, în lipsa ego-ului, se ridică la suprafață divinul. Înaintează în față. Dar la ei vezi ripostă. Agresiune, supărare, luptă pentru adevărul lor, pentru dreptatea lor, pe unde este? La ce a ajuns? Când a ajuns la nimica? Pe de altă parte, e când revin din starea de meditație, unde revin ei? Mereu să te uiți la locul ăsta. Revin în bunăstarea lor, în comoditățile lor, până n-au făcut nimic. Se apucă și bea o cafea, bea un suc, știi? Fumează o țigare. Deci, ei fac totul ca să relaxeze corpul, dar nu înseamnă nimic ca corpul. Că problema noastră nu este corpul, problema noastră este că nu trăim ca o ființă divină pe pământ. Adică noi nu activăm sufletul. Adică nu trăim ca suflet pe pământ, trăim egoiști numai pentru corpul nostru. Când ăsta reprezintă 0,5-3%, trebuie să fii ignorant. Trebuie să fii ignorat, neatent la el, să nu-i dai toată importanța, să nu trăiești pentru el, pentru corp. Să nu-l trăiești la el, să nu-l dai să mănânce. Când ridam într-un binar, când noi o viață întreagă, hrănim pe diavol, îi dăm cel mai fantastice bunătăți. Vrei înghețată, îți dau înghețată zilnic. Îl ducem la plimbare, îl ducem la Prada, pentru că diavolul își face cumpărăturile la Prada. Nu? Da. Magazinele Prada. Îl plimbăm la restaurante. O viață întreagă nu știm ce să facem să fie lui mai bine. Păi de ce? Când trebuie să facem invers. Să nu știm ce să facem ca să nu fie lui mai bine. Da. Înțelegi? Pentru că noi ne identificăm cu corpul și noi nu suntem corpul. În nicio clipă nu suntem corpul. Da. Sufletul nostru este autoritatea supremă și se vede asta la moarte. Când el hotărăște să plece, noi nu putem nimic. Nu, cu toate bogățiile noastre nu putem să-l oprim în niciun mod. Nici nu ne ascultă, nici nu-l interesează. Deci corpul poate să moară ca să salveze sufletul. Și aici mai este o problemă, că oamenii zic, Dumnezeu, cum să vină El din față sub toate formele posibile? Sub forma unui trădător, unui mincinos sau unui bețiv, sau mai știu cum. Și nu putem să ne închipuim că, de fapt, Divinul scade la noi un nivel de orgoliu, deci ne face un bine în modul acesta. Pe de altă parte, este singura soluție în momentul acela de a ne încărca cu energie subtilă, pentru că altfel am murit. Și noi nu știm că când ne facem cât mai mult bine pentru corpul nostru, corespunzător cu binele respectiv înseamnă orgoliu mare. Orgoliu mare împinge sufletul dincolo din linia roșie subție și dacă îl duce într-o poziție la care nu mai are timp să se ridice la suprafață, atunci o simplă ciocolată poate să determine extinția. Adică sufletul poate brusc să plece din corp, brusc. Și omul nu știe de ce a murit. Adică, mai bine spus, medicii vin constată moartea și nu știu de ce a murit. Nu există explicație. Asta este. Deci pe noi ne omoară prea mult bine pentru noi. Și în grupa asta intră și chestiile acestea cu meditație. Și tot felul de exerciții. Deci noi ne preocupăm de corp. Toate exercițiile și toate... Tot ce se face acum în cursuri, nu? De dezvoltare personală, teoriile științelor ăstora,
toate sunt făcute special ca să te îndepărteze de divin, pentru că ca să ajungi la adevăr trebuie doar să oprești judecata. Deci dacă omul nu își blochează dispunerea lui interioară de a critica, acuza, învinui, condamna, reproșa, toate lucrurile astea, dacă nu le oprește, el va construi mereu o realitate agresivă care îi va veni din față ca să îl oprească. El singur le cheamă. Da. Toate științele acestea și toate cursurile acestea, de fapt, sunt cursuri de diabolizare. Pentru că caută un bine pentru sine și mai bine pentru sine înseamnă mai bine pentru ego, adică pentru diavol. În condițiile în care noi nu avem nevoie de mai bine pentru sine. Deci mai puțin bine pentru sine înseamnă unirea cu divinul, pentru că noi suntem o ființă comună și nu suntem un eu separat. Deci ele doar te îndepărtează de divinitate, îl diabolizează pe om. Și de unde îți dai seama de lucrul ăsta? Toate explicațiile care le conțin sunt explicații pe orizontală. Nu se referă niciodată la divin. Întotdeauna o învățătură, ca să fie divină, trebuie să se raporteze la toate situațiile de viață, trebuie să se raporteze la o apropiere sau o distanțare de Dumnezeu. Adică explicația să arate distanțarea sau apropierea de divinitate. Numai aceea este adevărată. Tot ceea ce nu conține divinul în explicațiile sale nu este adevărat. Este de fapt o metodă de diabolizare și oamenii asta se întâmplă. Ei nu pot să-și rezolve situația de viață în niciun mod, se duc la tot felul de cursuri, fac tot felul de exerciții, dar fac exerciții pentru corp și pentru mintea lor, însă nu ating sufletul în niciun mod, pentru că ca să ating sufletul trebuie să lași mintea, să pierzi mintea și corpul să nu mai fie important pentru tine, adică să nu mai faci nimic pentru el. Și asta se obține foarte simplu și banal. Când urci scările și nu mergi cu liftul, când mergi pe jos și nu mergi cu mașina, toate lucrurile astea, când alegi greu întotdeauna și te lași pe tine în toate situațiile de viață, atunci te unești cu divinul foarte simplu. Când nu-ți faci plăcerile, când nu mănânci mâncarea până la capăt, sunt o mie de feluri de a te întâlni cu divinul. Da. Bine, aici am un exemplu, știi, prietena mea, Gabriela, în care n-a făcut nimic și a levitat. Da, pentru că nu l-a căutat. Nu, dar nici n-a știut ce se întâmplă cu ea. Și nici n-a știut ce se întâmplă. Da. Uite, mai avut o felul de experiență, da. Într-una dintre cărțile Părintele Cleopa, mi-a plăcut foarte mult, era împreună cu Părintele Asenie Papacioc, am impresia, la utrenie, la slujba de noapte, de la miezul nopții. Și veniseră niște țărani din sat și erau și niște țărănci acolo. Și ei stăteau undeva pe scaunelele laterale în semi-întuneric. Și a intrat o femeie care deasupra capului ei se mișca continuu o cunună de lumină care avea niște broboane așa ca din loc în loc. Și se învârtea continuu și strălucea foarte puternic. Și Părintele Cleopa îi spune, Părinte, vezi ce văd eu? Da. Zice, vai, ce... Deci sunt oameni simpli care sunt mult superiori nouă, face el. Da. Mult mai da. Apropiați de divin decât noi. Nu. Da. Hai, omul simplu, să știi că chiar am spus într-o discuție ieri, că sfântul adevărat, nu acesta construit de către oameni, că sunt sfinți, oamenii tot timpul caută minuni, arată că a făcut minuni, deci adevăratul sfânt nu vrea să fie văzut, nu face minuni, nu-l cunoaște nimeni, este un nimeni. Deci niciodată nu-l vei cunoaște pe adevăratul sfânt, nu va scrie nicio carte despre el. Știu, am auzit. Asta este, pentru că nu are nevoie, că dacă cineva îl vede că el levitează sau nu știu ce, el și spune, el atunci se mândrește și s-a dus toată grația lui. Da, știu, am auzit și eu că adevăratul sfânt nu știe nimeni, nu-l cunoaște nimeni. Da, și n-a vorbit nimeni de el niciodată. Da, așa este, am auzit.
Pe de altă parte, este simplu pentru el, pentru că el își dă seama de greutatea lucrurilor. Este suficient el să intre în contact cu Divinul și să stea acolo tot timpul și milioane de oameni se vor lega pe fundal la el. Păi mai mare bine decât ăsta nici că există. Deci fără cărți, fără să le dea învățătură, fără nimic. Doar prin comportamentul lui este suficient. Din cauza asta și acum, în lumea noastră modernă, ea va fi schimbată numai în măsura în care vor fi suficienți asemenea oameni care vor depăși pe sine. Aici este problema. Deci nu e nevoie să lupți cu exteriorul, să faci revoluții, să schimbi ceva, ci este cea mai mare revoluție, este revoluția interioară, să-L atingi pe Dumnezeu din tine însuți și să rămâi acolo. Să rămâi acolo. Da. Și dacă nu atingem acest nivel pe pământ, acum, în viața aceasta, noi riscăm să nu ajungem unde trebuie dincolo. Deci tema e foarte, foarte dură. Deci responsabilitatea. Bine, te-am trimis pe pământ. Uite-te, pământul este raiul, sunt minunății de toate felurile. Atinge raiul. Deci raiul se obține foarte simplu. Deci capacitatea de a accepta umilința, înjosirea, adică să fii călcat în picioare, bătut și scuipat fără să te superi, acela este raiul. Adică când dispare reacția, dispare lupta, când dispare dorința de a face ceva pentru ego-ul tău, pentru corpul tău, pentru mintea ta. Nu mai vrei să faci nimic pentru tine. Când nu mai faci nimic pentru tine și faci totul pentru ceilalți, ai atins raiul. Adică de fiecare dată trebuie să vezi clipă de clipă dacă dai întâietate celuilalt. Ce este mai bun să-l dai celălalt pe tine să nu te iei în seamă? Până când nu te mai vezi. Nu te mai vezi și nu te mai uiți. Până când devii un nimeni. În cartea, nu mai știu care, că tu ai citit de mai multe ori cărțile, am impresia în cartea a doua. Este un avă, Ava Zosima. În cartea a doua este? Da. Ava Zosima. Și vine un ucenic la el și îi spune, te rog că arată-mi și mie, vreau să înțeleg rugăciunea Chirei Eleison. Și îl trimite să mediteze, ca muntele, ca marea, ca macul roșu, ca turturica, ca Iisus, ca Avram și mai departe. După care avea impresia că este întreg, nu? Că a învățat calități deosebite de la aceste forme de viață sau forme ale naturii și de la acești sfinți. Dar la sfârșit de tot a văzut Sima ce a făcut. Acum du-te. E ca și când i-ar fi anulat tot efortul lui. Acum du-te în lume și fii un nimeni. Fii un nimeni. Că ăsta este scopul. Că starea aceasta de neluare în seamă este starea cea mai înaltă la care se poate ajunge. Tu să nu fii important și să nu faci nimic pentru tine, să nu adaugi la tine mai mult bine decât ai. Adică să nu strâmbească, să mergi spre puțin, nu spre mult. Spre simplitate, spre modestie, acolo e Dumnezeu, e jos, nu e în sus. Dar uite, toată civilizația noastră modernă caută mereu să-și adauge cât mai mult bine și din cauza asta ea se îndepărtează de divin. Pentru că Dumnezeu este jos de tot, este în umilință maximă, în simplitate și modestie și smerenie și nu este sus. Nu e sus. Acolo e diavolul. Și iadul. Tot ceea ce dorește omul din lumea aceasta, absolut tot, bogățiile, vezi că fiecare vrea asta, comodități, să se distreze, nu? Fericirile simțurilor, să se bucure de cu simțul. Deci cu aia 0,5% el face pentru aia 0,5% sacrifică toată viața. De fapt, el își pierde viața. Pentru că ăsta sunt iadul. Raiul înseamnă să depășești atracțiile și fericirile acestei lumi. Adică, fiind în mijlocul atracțiilor vieții, să nu le vrei. Când forța cu care tu nu vrei, zi de zi, clipă de clipă, plăcerile și nu asculți ce zice ego-ul. Ego-ul zice, vreau o înghețată, nu-ți dau. Vreau să stau jos că sunt obosit, nu stai jos, stai în picioare. Vreau să merg cu liftul că am obosit. Mergi pe scări. Deci mereu te să faci împotriva ego-ului. Ego-ul întotdeauna te îndeamnă spre plăcere, spre comoditate, spre ușor. Trebuie să eviți ușorul. Numai greu este divinul. Și am spus că când omul vine acasă și dacă stă la etajul 10, toată lumea se duce cu liftul. Nimeni nu se duce pe scări. Și cările sunt raiul.
Deci în rai nu vrea nimeni să meargă. Toată lumea vrea iadul. Interesantă discuția de astăzi, pentru că problema cu meditația e o problemă foarte gravă. A fost introdusă de New Age, știi, ca să-l îndepărteze pe om de practicarea însușirilor divine. Așa asta și-a reușit. Vreau să spun că a reușit, pe oameni i-a tâmpit la cap. Au devenit aroganți, vorbesc așa în bătaie de joc, te ia de sus, că ei știu că... Și nu spune nimic, nimic important. Numai omul care este smerit, deci o învățătură care nu te duce spre smerenie nu este adevărată. Nu e adevărată, nu e divină, nu e divinul acolo. Deci tu cunoști cumva o învățătură, că sunt atâtea cursuri care se fac și tehnici și științe. Nu? Te duce vreuna spre divin, te duce spre smerenie, spre împuținare? Nu există. Nu. Nu te duce. Da. Deci ne vor rău. Vor să ne diabolizeze. Că dacă nu te smerești, atunci te mândrești. Știi? Deci dacă omul nu este Iisus, atunci îl urăște pe Iisus. Deci din două una. Deci când alege o parte, o va desconsidera pe cealaltă. Întotdeauna noi avem în fața unor oricărei situații de ales din două poziții, două situații, știi? Dar situația, starea aceasta divină a lui Iisus, noi nu o alegem pentru că o considerăm grea, ne aduce un disconfort, ne produce pagubă, pierderi, știi? Și din cauza asta nu... Pentru că noi pierdem o energie, pierdem, zicem că pierdem efort, că trebuie să pierdem ceva material, adică avem impresia că ceva pleacă din noi. Când de fapt, atunci când te lași pe tine, de fapt te încarci cu energie subtilă, este invers. Pentru că spune și în Biblie că în împărăția lui Dumnezeu nu poate să intre decât cel care se leapădă de sine în mod desăvârșit, adică de ego acela, de apărare. Se leapădă de apărare, nu vrea să se apere, nu vrea să se protejeze, ci se lasă bătut, scuipat și călcat în picioare. Adică se face o cârpă. Cârpa este cea mai înaltă poziție în lumea de dincolo. Ființele acelea care sunt la prag acolo sunt niște naive, niște copiloroase, ca niște proaste, sunt niște cârpi. O blândețe extraordinară, că am povestit, că am fost impresionat că era acolo ca un fel de consiliu al lumii de dincolo, unde erau niște ființe globulare foarte mari, ca dimensiune față de noi ceilalți și luminoși, și primise sarcină să oprească războiul de pe pământ. Și stăteau acolo în cerc, și când am intrat în rândul lor, nu m-au dat afară, am fost impresionat. Este ca și când te duci în clubul Bilderberg, nu? De pe pământ. Da. Și când te duci acolo, te aruncă ea afară automat, că n-ai ce căuta acolo, știi? Da. E clubul orgolioșilor acolo, știi, înfumuraților. De când acolo, în lumea de dincolo, nu a fost așa. M-au acceptat, vorbeam cu ei, înțelegeam ce discută ei acolo, deci participam la discuția, nu și-au pus problema ce caut eu acolo, că e o problemă importantă de rezolvat. E ca și când ar zice, ce cauți tu aici? Noi trebuie să oprim războiul pe pământ, asta este porunca divină și tu nu te pricepi, pleacă de aici, știi? Nimeni n-a zis așa ceva. Deci nu s-au opus. Deci calitatea lor, cea mai înaltă acolo, a celor de la prag, este că nu se împotrivesc. Nu se împotrivesc la nimic. Acceptă totul așa cum este. Și noi avem aceste calități, dar nu le exersăm. Că este ca la sală. Te duci și faci mușchi, acum trebuie să faci niște mușchi ai sufletului. Adică să exersezi însușirile sufletului ca el să devină puternic. Și în momentul în care ele devin natura noastră, felul nostru de a fi și personalitatea noastră, noi nu le vom mai părăsi niciodată și vom rămâne acolo. Deci noi riscăm să venim de nu știu câte ori pe pământ prin faptul că nu suntem desăvârșiți, că nu rămânem în starea aceasta de desprindere.
Lucrul cel mai periculos în lume este materia. Este lumea aceasta cu atracțiile ei. Trebuie să ajungem să obținem acea fermitate care să nu ne dea voie să vrem avantajele noastre ale corpului nostru, plăcerile lui, să nu facem nimic pentru el. Pentru că în momentul în care facem lucrul ăsta, noi pierdem energie subtilă cu viteză foarte mare și ne trezim după aceea că murim banal, minor, adică în situații de rușine, de situații foarte periculoase. În Tao Te Ching se zice că oamenii care sunt atașați de valorile materiale vor avea o moarte brutală, plus că e dureroasă. Adică plus că este foarte puternică, este brutală și omul este scos din corp cu o viteză foarte mare și nici nu are timp să zică, ah, nu are timp. Deci este poziția asta de a fi nebunit de atracțiile lumii și fericirile simțurilor, este cea mai periculoasă situație care putem noi să o trăim. Și totuși noi pe asta o dorim. Toată lumea numai la ea se gândește, numai pe ea o dorește și face totul pentru ea. E absurd. Adică să vrei să mori mai repede, că bine, omul își adaugă satisfacții la corpul lui, dar el nefiind corpul, ce faci cu toate lucrurile astea care le strângi? Că acolo sus nu trebuiește nimica. Cel mai bogat om de pe pământ, cel mai bogat, când pleacă de aici, pleacă ca cel mai sărac. Gol. Fără nimic. Și la ce a folosit? Că merg pe stradă și văd mașini extrem de frumoase, văd case și vile deosebite, văd aroganță la ei și îmi zic, și ce dacă? La ce ți-a folosit? Ai rosit viața pe lucruri care nu înseamnă nimic. Viața este a sufletului. Ne-am venit aici să depășim materia, ca în mijlocul atracțiilor ei să putem să ne desprindem din ea. Pământul e un fel de trambulină. O trambulină care te aruncă în lumea de dincolo cât mai aproape de divin. De împăratul cerului. Că de-aia am venit pe pământ. Ca să ne apropiem mai mult de el. Da. Nu am venit ca să câștigăm ceva, că nu câștigăm nimic, este zero totul. Nu înseamnă nimic, e zero. Banii din bancă, bijuteriile, mașinile frumoase, casele, peste tot, nu înseamnă absolut nimic. Cel mai periculos lucru este când acordăm toată atenția noastră corpului. Noi nu suntem corpul. Trebuie să învățăm, că așa ne urcăm noi în lumea din corp, să neglijăm corpul. Să nu-i dăm toate plăcerile, să nu-i facem toate gusturile și toate deliciile, să-i spunem nu la tot ce este atrăgător și frumos și ușor și să spunem da la tot ceea ce este solicitare. În fața unei situații de viață, că de dimineața până seara avem fel de fel, mereu să ne întrebăm care este calea divină aici, ce ar face sufletul. Sufletul ar sta jos? Nu. Sufletul ar merge cu liftul? Nu. Sufletul s-ar da în lături de a ajuta pe aproapele lui? Nu. Sufletul ar mânca singur? Nu. Deci, mereu să vedem dacă suntem în divin, dacă suntem în iubire. Da. Trebuie să ne verificăm tot timpul. Că mereu avem de ales dintre aceste două poziții. Și să vezi cum se schimbă situația de viață. Oamenii din jurul nostru se schimbă. Soarta noastră se schimbă. Dar să știi un lucru. Viața va veni spre noi în momentul în care noi ne restrângem pentru că îi facem un loc. Și are unde să vină. Însă, ea când vine, îți va oferi tot ceea ce tu visai vreodată. Dar dacă te duci spre lucrurile acelea pe care le visai și pui mâna pe ele, a început destrămarea vieții tale. Deci ea vine spre tine ca să te piardă. Deci este o verificare. Deci continuu suntem în această stare de verificare. Și să avem puterea, deci puterea de a spune nu la atracțiile vieții este energia ascensională în lumea de dincolo. Și dacă ai lucrurile, de exemplu, care le spui tu, se aduce viața și le ai, dar nu te interesează.
Deci nu ești dat așa de nimic din ce ai. Atunci este bine, numai că nu mai vrei să le mai ai. Pentru că... Adică ți-e indiferent dacă le pierzi, cum ar veni. Da, dar nu mai vrei să mai adaugi la ele nimic. Adică vei porni un proces de degajare de ele, distanțare de ele. Adică începi să le dai, să scapi de ele, nu le vei vrea. Știi de ce? Pentru că ești conștientă că omul este și vulnerabil. La un anumit moment el va cădea. Deci noi nu suntem grozavi, nu suntem deosebiți ca ego. Ca ființă divină suntem, ca ființa cerului suntem minunați. Însă ca ego, noi trăim pe pământ aici în majoritatea timpului ca ego, însă trebuie să înțelegem că el fiind limitat, oricând poate să cadă. Adică îți trebuie o neîncredere în ego. Adică să nu te bazezi pe el, că oricând va putea să te dea peste cap. Da. Ego-ul acesta are experiență de mii de ani. Da. Are adunat tipologii, milioane de tipologii. Și ne poate învârti în toate modurile foarte ușor, pe fiecare din noi. Noi nu știm toate tipologiile lui. Oricând, uite-te, omul, spre exemplu, începe să facă o dietă, nu? Și îi dă peste cap. El zice, gata, de astăzi nu mai mănânc înghețată. Și se întâmplă ceva și iarăși cade. Sau nu mai beau cafea, nu mai fumez. Și nu reușește să se oprească. Deci este vulnerabil. Ca să poată să obțină o putere, ca să poată să se înfrâneze, el trebuie să obțină rezultate mici, multe, de înfrângerea egoului, pentru că toate adicțiile acestea, sunt atașamentele, sunt de fapt ego. Deci el trebuie să înfrâneze ego-ul în alte situații mici, astfel încât când ajunge situația dificilă, mare, grea, la care greu renunță, să aibă forță. Că el n-a acumulat putere ca să... Sufletul n-a acumulat putere ca să spună nu. Deci, noi trebuie să spunem nu la toate situațiile de viață, să căutăm greu, nu ușorul și nu plăcutul, și atunci, după un anumit timp, vom avea putere să spunem nu și la atracțiile cele mai puternice. Altfel nu putem. Dar mereu trebuie să fim atenți să nu vrem mai mult. Deci, problema noastră în viața aici trebuie să ne păzim de eu, de ego, dușmanul e noi. Antichristul pe care îl caută toată lumea este de fapt în noi și este, îl hrănim toată ziua, ca fiecare îl servește. Noi servim de fapt un diavol. Da. Hai că mai intră, băi. Ai intrat în reverie. Păi eram tare într-o dilemă cu meditația asta. Păi uite-te, te uiți la ce care fac meditații, îi vezi liniștiți? Îi vezi în pace? Te conving cumva prin faptul că spune că meditația este starea... deci trebuie să atingi prin meditație, pot atinge starea de liniște a lui Dumnezeu. Deci, pe lângă faptul că trebuie să te comporți, cum spui tu... Păi nu starea de liniște trebuie atinsă, trebuie să atingem starea de supunere. Spune-le lucrurile astea să vezi dacă le convine. De slujire, slujește în toate situațiile pe celălalt, îi dai întâietate, te supui lui în mod absolut, faci întotdeauna voia celuilalt și niciodată voia ta, îi dai întotdeauna dreptate și nu cauți dreptatea ta niciodată, te lași folosit și exploatat de ceilalți. Aia este unirea cu divinul. Deci, cu alte și liniștea vine la capăt. Liniștea vine la final. Deci, cu alte cuvinte, trebuie înlocuit expresia de liniștea lui Dumnezeu cu supunere. Cu supunere, să vezi dacă convine cuiva. Sau să-i dea dreptate celorlalți. Sau să se lase folosit. Sau da, să facă voia celuilalt. Dacă îi convine cuiva, să facă întotdeauna voia celuilalt. Să fie ca un slujitor. Să fie ca un servitor pentru toți. Și
culmea este că asta este starea divină cea mai înaltă, să fie o cârpă. Pentru că cei care au venit din moarte clinică din lumea aceea sunt milioane. Spre exemplu, 9 milioane sunt înregistrați anual, peste 9 milioane probabil, 9 milioane de oameni care au fost în moarte clinică și s-au întors din lumea dinincolo. Și mulți din ei ce vor să facă? Sau majoritatea vor să se facă slujitori. De ce? Pentru că este cea mai înaltă stare posibilă de unire cu Divinul, slujirea. Nu meditația trebuie să o facă, ci să slujească oamenii. Să învețe să slujească oamenii. Fără reticență, fără să se opună. Să învețe să se supună oamenilor. Să le dea întotdeauna dreptate. Este cea mai înaltă stare posibilă. O stare de bucurie interioară deosebită. Când nu te identifici cu eu-ul tău, când nu mai ești prețios, când nu mai ești important. Și omul trebuie mereu să facă totul să-și piardă importanța de sine. Adică el de fapt trebuie să lupte cu ego-ul lui, cu interesele lui. Să nu-și facă interesele niciodată. Să nu-și caută comoditatea, să nu stea liniștit. Tot timpul să fie în folosul celuilalt, în slujba celuilalt. Să-l slujească pe celălalt. Când el își pierde identitatea de sine, atunci s-a unit cu Divinul. Niciodată prin meditație sau rugăciune. Că n-ai cum. Acolo este un eu care inițiază ceva cu o finalitate care este superficială. Este o finalitate a egoului. Este o finalitate a corpului. Este o identificare cu corpul. În condițiile în care noi trebuie să pierdem identitatea cu corpul. Adică să nu facem nimic, mai nimic pentru el. Să nu luăm în seamă, să-l neglijăm, să nu-i dăm toate bunătățile, să nu mâncăm până la capăt, să nu-i dăm dulciuri, să nu-l ducem să facă cumpărăturile la Prada. Nu? Da. Să nu-l plimbăm în tot felul de cârcium și bodece. Asta se numesc mai nou terase. Trebuie să am înțeles în mare despre ce este vorba. De ce în mare? În mare pentru că, uite, de exemplu, de la capăt. Am înțeles despre ce este vorba. Nu iau de la capăt, pentru că am înțeles perfect despre ce este vorba. De fapt, tot slujirea este starea de iubire a noastră în care trebuie să ajungem. Păi întreabă-te dacă e greu. Dacă este greu să te supui la cuiva, aceea este starea divină. De ce este greu este starea divină? Ce este ușor este iadul. Ce este ușor și plăcut este iadul. Dintre starea de meditație care îi dă omului că ascultând muzică, privind peisajul și mai departe, între starea aceasta și starea de a căra greutate pentru cineva. Nu, a sări în ajutorul cuiva, a-l ajuta să facă o zidărie, să sape pământul. Care-i stare divină? Să sape pământul, nu meditația. Aia e ușoară și plăcută, aia e iadul. Tot ce e ușor și plăcut este iadul. Da, îți dau toate bucurile acestei lumi, i-a zis diavolul lui Iisus. Toate sunt ale tale și Iisus a zis, pii de aici. Deci nicio comoditate, nicio bucurie, nicio meditație. Nimic. Nimic, da. Uite-te, în Patriarhul Egiptean, cum este reprezentat iadul? Acolo e benchetuială. Acolo sunt petreceri, știi? E muzică, lumea râde, bea. Ăla este iadul. Da, și când te uiți la realitate, toată lumea îl vrea. Dar este o programare neolingvistică. Este făcută chiar prin scripturi și tot felul de texte. Toată lumea merge în direcția respectivă. Peste 95% dintre suflete nu urcă în lumea de dincolo. Știi de ce? Pentru că n-au adunat în viața de zi cu zi puterea aceasta care vine din înfrânare și dăruire. Deci nu s-au înfrânat. Deci omul care nu are înfrânare, adică nu s-a opus ușorului și plăcutului, că trebuie să te opui. Că de aia Divinul nu este ales, de aia este respins Iisus. Și nu este iubit, Iisus nu este iubit. Omul nu vrea iubirea, pentru că este ceva care este greu și ei pierd ceva.
suferă o pagubă, o durere. Și în cauza asta omul evită pe Dumnezeu. El caută ușorul și plăcutul. Eu când am venit în viață, i-am spus lui Dumnezeu, dă-mi greutăți cât de mare poți. Puteam să zic plăceri. De ce n-am spus plăceri? Am spus greutăți, pentru că numai greutățile sunt cele care te înalță. Pentru că scade importanța de sine. Deci cel mai important lucru pe pământ, că dacă omul nu atinge starea de smerenie absolută, el nu ajunge în rai. Este imposibil. Și este deci tot ce este plăcut e un foc. Deci plăcerile vieții sunt un foc, e o ardere. E focul iadului care îl arde pe interior. Cum? De ce îl arde? Că trebuia să nu-l vrea și l-a vrut. Înțelegi? Și atunci deci apare conștiința care e modelul ideal cum trebuia să fie și nu a fost și îl judecă. Și judecata aceea el singur că trebuia să nu iau plăcerile respective, să nu le vreau. A nu le vrea însemna depășirea lumii acestea și atracției ei. Deci forța de ascensiune în lumea de încolo se obține doar când spui nu la ușor și plăcut. Și majoritatea oamenilor ce fac? Zi de zi consideră ziua fericită în momentul în care și-au făcut cât mai multe plăceri, comodități, au savurat lucruri plăcute, s-au dus și au băut un ceai cu prietenii, s-au distrat și mai departe. Lucrurile astea sunt cele care le ia din energia subtilă. Noi de aia murim, să știi, pentru că adăugăm prea mult bine la corpul nostru, adică la partea cea mai mică și noi pierdem energia vieții. Da, dar uite, de exemplu, dacă tu mergi, sau o persoană merge să facă ceva pentru altă persoană, exact cu scopul ăsta, de a se înălța, nu este tot din ego? Nu, pentru că întotdeauna când te lași, faci ceea ce nu-ți place, ego-ul face invers, ego-ul își caută comoditatea. Plăcutul și ușorul, ego-ul nu se duce la cineva să facă să-l ajute. Nu se duce. No, deci nu este ego, dacă pur și simplu mergi să ajuți o persoană. El se protejează, ego-ul doar se protejează și se apără. Deci își apără comoditatea. El nu se sacrifică pe sine. Numai sufletul se sacrifică. Își lasă binele și avantajele sale, renunță la ele pentru celălalt. Adică de dimineața se gândește ce să facă ca să fie mai bine, să fie mai fericit celălalt, nu el. Dar normal, nu în fine. Deci am vrut să spun că dacă faci o dăruire pentru celălalt, dar nu faci din iubire. Nu-i problema. Nu-i nicio problemă. Deci o faci cu scopul că tu știi că trebuie să faci treaba. Foarte bine. Așa pornește la început. Deci nu este o problemă. Nu. Așa pornește de la început, după care devine obișnuință. Deci la început, probabil, dar să știi că vrei să spui că sufletul unui activ este activ în noi, în fiecare din noi. Și ne dă aceste impulsuri. De a ne sacrifica, de a-i sluji pe celălalt. Ne dă. Ego-ul însă nu face asta niciodată. El nu vrea să slujească pe celălalt. El își caută binele propriu. Da. Și dacă ne vine această dorință să-l ajutăm pe celălalt, există un resort acolo care vine din suflet. E o trezire a sufletului care e ca o lumină care trece prin noi și ne pune să facem lucrul ăsta. Ne ia mintea și ne pune. Este. Pe de altă parte, noi trebuie mereu să înclinăm spre suflet, adică mereu a da să fie mai mult decât a lua. Știi? Și atunci noi vom trăi, pentru că în momentul în care dai tu, primești energie divină de sus. Când iei mai mult, noi pierdem viață și nu suntem interesați să zic culmea. Noi facem exact ce nu suntem interesați. Noi nu suntem interesați să căutăm materia, să facem totul pentru ea. Suntem interesați să nu facem nimic pentru ea. Să fim dezinteresați de a avea, de a câștiga, de a ajunge cât mai sus. Ăsta este interesul nostru. Dar nu, problema vine, lucrurile astea sunt știute, sunt spuse. Dacă citești filocaliile, sunt acolo toate, sfinții părinți,
toate scripturile marilor tradiții, marilor religii, toate ele, toți spun lucrurile acestea, că nu se poate să nu le atingă. Dar vine în conflict cu prezentul. Și în prezent noi suntem îndoctrinați că trebuie să cauți să faci cât mai mult bine, să aduni cât mai mult bine pentru tine. Și asta este făcută ideal sau scop. Iar asta înseamnă diabolizare. Pentru că starea divină este să nu faci mai nimic pentru tine, să faci totul pentru celălalt, este invers. Că numai atunci, că omul se plânge că nu-l cunoaște pe Dumnezeu, păi n-ai cum să-l cunoști, el se cunoaște în puținare și în dăruire, adică când te lași pe tine, când faci totul pentru celălalt și pe tine te lași, te uiți, atunci te unești cu ceilalți și devii o ființă comună. Atunci îl cunoști pe Dumnezeu, dar oamenii nefăcând lucrul ăsta, punându-se pe ei central, adică fac totul pentru corpul lor, pentru avantajele și satisfacțiile lor, de dimineața până seara, zi de zi de zi, el de fapt se diabolizează până când ajunge să fie nemilos. Adică nu mai simte compasiune față de celălalt, milă, nu-l mai înțelege. Deci devine o ființă a întunericului și totul vine de la atașamentul de material. Plus că singur va atrage după aceea situații neplăcute în viața lui, pentru el și pentru copiii lui, măcar să înțeleagă că le face viața groasnică și copilul, dar nu știe lucrul ăsta. El crede că dacă el adună cât mai multă bogăție, știi, o să fie bine pentru copiii lor. Dar pentru că el adună bogăție, va trebui să fie scăzut, știi? Și este scăzut și prin copii, adică copiii ajung pe nicăieri, adică le face, pentru că copilul de om bogat nu e un copil care să fie, cum să zic eu, într-o stare de responsabil, într-o stare de dăruire totală. Da. Este orgolios, da. Este înfumurat, da. E trufaș. E... Da, primește tot, da. Mândru, are tot ce vrea, e leneș și mai departe. Da, da. Deci îi face un rău. Modelul acesta, mamele de obicei dau acest model copilor lor de pun materia pe primul plan și le face viața nenorocită. Da. Da. Încă o întrebare. Da. Încă o întrebare și închidă. Soția ne-a spus că... Deci femeia nu poate să ajungă sus fără bărbat. Da? Nu. De ce? Pentru că ea trebuie să se supună, că iubirea înseamnă supunere. Cea mai înaltă putere a femeii este supunerea, că înseamnă iubire. Deci are nevoie disperată de bărbat. Păi are nevoie să se supună. Pentru că natura ei se exprimă, deci feminină, natura ei feminină, se exprimă numai prin supunere. Și atâta vreme cât are un soț, să zic, excesiv de gelos, sau are ea o problemă? Da. Ea numește gelos soțul respectiv. Dar nu soțul este gelos, ci de multe ori ea luptă pentru o libertate a ei, iar într-o familie sau într-o relație ea nu mai are libertate. Adică ea nu poate să facă decât ce spune soțul. Deci nu există decât ascultare, ascultare totală. Dar asta este poziția ideală pe pământ. E nivelul ultim la care poate să ajungă un om pe pământ să asculte de cineva. Deci nu este un lucru rău. Pe de altă parte este dificil pentru că femeia care este obișnuită să aibă, cum să zic eu, are tendința aceasta naturală, că este natura în spatele ei, de a fi, dorește să fie apreciată, să fie... admirată, da, de bărbați, însă în momentul în care, spre exemplu, ea se îmbracă frumos, ea nu se îmbracă pentru soțul ei sau pentru prietenul ei, se îmbracă pentru ceilalți. Da, e clar, da. Și atrage atenția, după aceea ea trebuie să știe că vor veni doar prădătorii spre ea,
Deci taman ăia care nu sunt în regulă, că ceilalți comis nu vor veni pe ea și poate să cadă foarte ușor. Soțul simte aceste lucruri și vrea să le oprească. Iar această intervenție a lui, care poate să fie la distanță, poate el să nu o vadă deloc și să simtă ce face ea și să-i spună așa, ea să vadă lucrul ăsta ca o gelozie, în condițiile în care el de fapt vrea să salveze căsnicia, relația. Da, dar automat ea nici nu iubește soțul dacă el este excesiv de gelos. Sau cum? Cum? Deci, dacă o femeie are un soț excesiv, sau un partener, că nu neapărat, un partener Nu este excesiv de gelozie la bărbat. gelos, Nu. Deci bărbatul este inspirat de divin. Orice face bărbatul, divinul da. corectează prin el femeia. Deci el nu este gelos, nu există gelozie la bărbat, ci corectează femeia. Ok, Atâta face. și gelozia femeii Gelozia ce femeii, înseamnă? da, este singura care poate să fie o gelozie adevărată, prin Am înțeles. neînțelegerea faptului că bărbatul este capul și că nu face nimic de capul lui, ci divinul inspiră. Și dacă el ajunge să, adică dacă ea are gelozie și el ajunge să fie trădător și așa mai departe, e bine pentru ea, că înseamnă că ea are orgoliu. Deci noi nu putem judeca în relația dintre bărbat și femeie decât femeia poate fi analizată. Nu poate fi analizat bărbatul pentru că el este inspirat de divin și nici el săracul nu știe ce roluri îi se dă. Ce se pune, ce este pus să facă. Deci tot ce face el, tot ce vrea să corecteze el la femeie, este perfect. Tot ce vrea Dumnezeu să corecteze prin bărbat e Dumnezeu, perfect. prin bărbat, am Da, înțeles. nu poate fi acuzat de gelozie, de absolut nimica. Ci e vorba de femeia că este prea, cum să zic, prea înclinată spre aprecierea altor bărbați și mai departe și se simte constrânsă. Dar asta vine din orgoliu și din atașament de formă și aspect. De fapt, Dumnezeu îi distruge prin bărbat, când el intervine brutal și o corectează, îi distruge atașamentul de formă, înfățișare și aspect, pe unde ea pierde energie subtilă, deci îi face un bine. Și ea zice la acest bine că este rău, că e gelozie, știi? Dar de fapt îi salvează viața. Cu cât o femeie este mai atașată de exterior, cu atât va primi un prieten sau un soț care să o corecteze aspru și dur. Și ea va fi nemulțumită. Dar trebuie să se întâmple lucrul ăsta. Dacă nu cu acesta, cu altul și mereu se va întâmpla lucrul ăsta, pentru că ea trebuie să fie adusă în starea aceea de smerenie absolută, care înseamnă feminitate și iubire. Supunere. Supunerea e cea mai mare forță a Universului. Divinul, am povestit noi, se supune total nouă. Aerul se supune, soarele se supune, apa, pământul, totul se supune. Este cea mai... Noi trăim datorită supunerii acestor elemente fundamentale ale vieții. Și femeia, de ce să nu facă lucrul ăsta? Adică ea trebuie să intre în natura ei și imediat intră armonia în familie și în relație. Natura ei este supună și să-l asculte pe bărbat, că nu bărbatul vorbește. Când o critică sau o ceartă, nu bărbatul o ceartă, divinul o ceartă. Da, pe asta trebuie să se înțeleagă, de fapt, că fără bărbat, femeia e zero, deci nu ajunge dincolo, nu reușește Nu se să poate crească, mântui, e imposibil, nu da. se poate. Deci asta trebuie să înțeleagă foarte clar. Da. Da. Și, de fapt, nu bărbatul o corectează, ci Dumnezeu, da? Dumnezeu este acolo. Dumnezeu. Capul femeii este bărbatul. Și asta înseamnă că ea nu poate să discute, să comenteze absolut nimic. Nu se poate ridica împotriva lui pentru că se ridică împotriva divinului. Și este ca și când îi zice cu o brăznicie, îi zice lui Dumnezeu, de ce mă corectezi tu pe mine? Eu știu ce trebuie să fac. Mie libertatea. Știi? Că așa se revoltă femeia. Deci întotdeauna acolo unde este revoltă nu este adevăr. Deci trebuie să se știe clar, femeia trebuie să știe că în momentul în care se reacționează și ripostează, acolo nu e adevăr în ce spune. Pentru că sufletul, deci adevărul nu reacționează. Iubirea nu reacționează. Deci întotdeauna când reacționează, femeia nu este în iubire, de fapt, se acuză pe sine. Când se scuză, se acuză.
Da? Când se scuză, se acuză. Se scuză, se acuză. Da, normal, sigur. Tot timpul așa este. Când se scuză, se acuză. Deci femeia trebuie să proiască bărbatul ca pe un sfânt sau un ghid a ei, fără de care ea nu poate să înainteze. Să înțeleagă că îl are pe Dumnezeu acolo și chiar dacă, spre exemplu, îi trimite bărbați prădători, este pe nivelul ei de atașare, adică nu e iubire acolo. În momentul în care femeia se îmbracă frumos, am și spus lucrul ăsta într-un binar. Da, nu este iubire. Asta am spus și eu. Nu-și iubește soțul. Nu-și iubește soțul. Când se duce și se îmbracă, își cumpără haine, femeia trebuie să-și cumpere, să-și pună întrebarea așa, trebuie să mă îmbrac astfel încât să nu fiu atrăgătoare pentru ceilalți. Dar poate să-și ia haine care sunt atrăgătoare pentru al ei, de acasă. Pentru că este interesată să-și dovedească iubirea și mai departe. Dar în altă ordine de idei, soțul îi spune exact ce are de făcut. Da. Deci ea nu trebuie... Momentul care îi spune să nu se îmbrace atrăgător, înseamnă că ea așa trebuie să procedeze. Da, da. Nu? Da. Deci, oricum transmite Dumnezeu ce are transmite de făcut. Și când i-a venit un prădător și, de fapt, întotdeauna prădătorii umilesc. O desconsideră. Deci nu e o bucurie pentru ea. Este de fapt o desconsiderare. Îi arată ce este, cum este. Da, da. Așa este, E urât, o rușine. Da, spunea soțul că pe vremuri în sat, deci în sat, la hora satului, dacă te lua la dans alt bărbat în față de soțul tău, era o rușină. Te desconsidera. Da, și acum lumea musulmană este la fel, același lucru. Dar și la noi, oricare bărbat, când ea atrage privire la altora, se va simți prost. Se va simți prost, va fi deranjat, devine nervos, agresiv, instantaneu. De ce? Pentru că cel mai puternic sentiment vis-a-vis de o femeie este, la bărbat, sentimentul de proprietate. De ce? Pentru că el are nevoie ca femeia, fiind numai a lui, îl încurajează, îl stimulează, îl întărește și dă putere. Deci când ea arată atenție pentru alți bărbați, el pierde puterea. Da. Deci bărbatul ei se va declasa, adică nu va mai fi puternic. Da. Va fi fricos, va fi slab, nu va putea să își pierde curajul, nu va putea să înfrunte greutățile. Deci femeia nu este interesată să atragă atenția celorlalți. Nu e interesată să se ducă să se îmbrace frumos pentru ceilalți. Trebuie să se îmbrace cât mai neatrăgător pentru ceilalți, cât mai neutru, ca să nu atragă atenție. Că în momentul în care se îmbracă înflorat cu bretele și cu umărul desfăcut și cu anchiorul desfăcut sau cu fusta nu știu cum, ea de fapt se îmbracă pentru celălalt și deja bărbatul respectiv are o problemă. Adică el simte că toată atenția nu mai este pentru el, că nu este iubit suficient și este într-o stare de pericol continuu pentru că oricând ea se poate întoarce împotriva lui. Și stă în nesiguranță. Și aceea nu mai este relația, aceea nu mai este căsătorie, s-a terminat. S-a terminat, dar cea mai mare problemă vine asupra ei. Da, da. Iar ea va primi... Pentru că nu ne gândim dincolo în orice vom face. Atunci... Iar ea va fi vrăjită sau va fi atrasă de bărbați care o vor umili. Înțelegi? Că numai bărbații care... Deci ea, astea sunt semnele pe care le dă ea prin îmbrăcămintea pe care o poartă, prin sandale, prin părul, cum și-l ține, toate lucrurile astea sunt niște semne, niște coduri. Și spune totul despre ea. Și ea va atrage exact bărbații care se umilească maxim. Da. Adică își face viața cumplită, singură. Da. Pentru că cei care sunt cuminți vor fugi de femeile acestea. Deci un bărbat cu minte nu va vrea o femeie care se aranjează cu părul nu știu cum, care își ia rochile nu știu cum ca să fie provocatoare. Nu vrea, pentru că îi dă nesiguranță. Îi dă nesiguranță și toată ziua stă să gândească ce face nevastă mea, pe unde este. Și stă într-o continuă nemulțumire și aia nu este viața. Deci va fugi. Cunosc o situație de genul acesta, am mai povestit, în care
fata avea un prieten, s-a certat, ea avea o poziție importantă în societate, era frumoasă și mai departe, atrăgătoare, se îmbrăca pentru ceilalți, nu pentru al ei, și băiatul a plecat. Da. A plecat, s-a căsătorit cu o fată de la țară, că n-avea decât 4 clase primare și a și făcut copil în același an. Pentru că el, da, pe bărbați interesează stabilitatea. Da, știu. Cunosc eu situații. Nu să stea cu frică că vine altul și da, nu știu ce. De ce? Le-am spus că toată energia femeii, grijă, atenție, trebuie să se dea, să o dea pentru bărbatul ei, că numai așa el devine victorios în societate, curajos, nu? Fără teamă, da, fără frică. Deci el are nevoie de iubire. Iubirea pentru el înseamnă putere. Putere. Putere, da, de a înfrunta greutățile. El devine puternic. Da. Păi, de momentul... Deci, cum să luptezi, pe exemplu, cei care sunt acum în țările din jurul nostru, mai la vale, mai încolo? Când au, da, cum să lupte bărbații când ei sunt efeminați? Da. Când sunt în relații din acestea în care femeia îi desconsideră, luptă cu ei, îi jignește și mai departe, ei nu mai au putere. Ei nu mai au curaj. Deci, deja e învins. Sunt popoare care sunt învinse. Dacă vine cineva peste ei în care familia, dacă vine un popor în care familia este stabilă și femeia respectă bărbatul, acel popor Dumnezeu îi va da conducerea. Și asta se va întâmpla cu siguranță. În curând, chiar în timpul vieții noastre, o să vedem și noi. Deci, popoarele, da, în care familia este puternică și femeia respectă bărbatul cu sfințenie, acela vor supraveții. Continuăm mâine? Mâine nu pot. Când se poate. Mâine. Când se poate. Mâine am o zi plină, da. Bine, bine. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Bine, bine. Pa, pa. Mulțumesc mult. Pa, pa.